Începând cu luna martie, serviciile responsabile de amenajarea și salubrizarea teritoriului au efectuat lucrările necesare conform programului de lucru privind desfășurarea bilunarului de primăvară. Locuitorii la fel au obligația de a curăța zonele din fața porților sau a blocurilor și de a-și aduce aportul la curățenia de primăvară, pentru ca orașul nostru să beneficieze de spații verzi și curate. În cadrul vizitei în teren, am remarcat case amenajate cu bun gust și bine îngrijite, mărginite de straturi de flori. S-a făcut ordine și la cimitir. Cu ajutorul lucrătorilor de la întreprinderea locativ comunală, care cu mult entuziasm au îndeplinit un volum mare de lucru, cimitirul este în ordine și amenajat. Am fost martori ai unor încălcări a normelor ecologice. Lângă gunoiștea municipale am întâlnit depozitări necorespunzătoare a deșeurilor menajere. Starea gunoiștei până când este satisfăcătoare. Practic, vedem și noi că focul arde, dar ne-au promis până mâine să-l stopeze, adică gunoiul arde, deșeurile, și e supraîncărcat teritoriul de acces, de intrare pe teritoriul gunoiului, deoarece acum toate întreprinderile, toate străzile, toată lumea face curățenie și le aduc. De hramul orașului vor fi determinate și premiate casele etalon. Pe 22 mai vor fi premiate 10 cele mai amenajate și frumoase case din orașul nostru și vor primi și inscripția de Casa Etalon. De asemenea, vor fi premiate și întreprinderile și blocurile care și-au amenajat și au făcut ordine în teritoriul adiacent. S-a constatat că toți locuitorii, agenții economici, instituțiile și localitățile din raion s-au implicat activ la desfășurarea lucrărilor de amenajare și salubrizare. S-au făcut lucruri frumoase la cimitirul din Sădăclie, la cimitirul din Bașcălia. Avem lucrări făcute în măsuri și cheltuieli mari de curățire a canalelor de scurgere a apelor meteorice de-a lungul traseilor, nivelarea drumurilor. Până la 5 iunie avem în plan să evaluăm starea tuturor localităților, planificate 6.000 de lei pentru aprecierea și premierea primelor 3 locuri. Cei care nu curăță buruienele din fața caselor și nu respectă regulile de depozitare a deșeurilor riscă să fie amendați. Asigurarea și păstrarea curățeniei în oraș, buna gospodărire a acestuia și respectarea normelor de igienă constituie o obligație a noastră, deoarece curățenia unui oraș arată gradul de educație a locuitorilor.